Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunt la episodul cu numărul 6 la Comercial. Și în episodul de azi vreau să facem ceva mai special. Vreau să mergem jos de tot, adică dacă apăsăm noi mâini și ne uităm pe hartă, am mers ceva jos. Dar vreau să mergem jos de tot. Știți că în episodul trecut am încheiat episodul unde, pe undeva pe aici. Am găsit niște iteme foarte utile, adică Clown in the Battle. Am fost până la zona de Game Zone și am făcut rost și de pandentul ăsta sau ce ăsta, violet, nu știu ce. Am mers până în zona de jungle, văd că am făcut aici niște golduri, avem niște bănuți și avem, deci avem ăsta, dar dacă mă uit aici avem 14, ne mai trebuie un singur emerald și o să facem hook din emerald și e mai, mult mai bun decât ce avem noi. Bun, astăzi vreau să facem o simplă chestie, vreau să mergem până jos de tot, până în iad, practic, așa că hai să luăm noi statistici, bombe care avem, le punem pe aici și hai să mergem jos. Să-ți dau și o camera asta mai spate, puțin mai față și hai să mergem jos. Mă lăsă în falling damage dacă acum cădem și să murim, dar o să avem grijă să nu ne luăm falling damage. Ok. Bun. Și unde apa aici am tirat noi. Bun, și aici o să începem să facem chestia asta. Bam, 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 hop, hop, așa. Da, un jos așa, în continuu. Bun. Și hai să mergem, să vedem. Nu vreau să folosesc bombe de alea mari, pentru că n-am de ce. Adică, merge și cu asta. Mai mici. Chiar dacă cu bombele alea mari vă dați seama că o făceam mai mult, face mai repede. Da, sincer, n-am nevoie de alea mari. Dau click așa în continuu că n-am treabă. Vreau că am luat niște topazi. Hai să luăm. Ok, hai să luăm. Deci ne agățăm acolo. Aici. Acum așa, nu trebuie să arancăm foarte rapid, că dacă rugăm foarte rapid, o să buie foarte rapid, așa și timp. Bun. Hai să coborăm să vedem. Bun, am găsit ceapă aici. Hai să luăm ăsta aici. Bun. Hai să continuăm. Oh, shit. Oh, shit, fugi! Ok. Come on. În jos de tot, ar trebui să găsim, am găsit rubin, ok, interesant, ar trebui să găsim iadul, da, asta e jos de tot, iadul, și în iadul ăsta avem foarte multe lucruri de luat, e foarte multe, acolo să bătem ultimul boss de la, din pre-hard mode, și pe să începem să ne ducem și în hard mode, unde va fi interesant, unde ne agățăm acolo și continuăm aici să bum bum. Hai să vedem, deci am trecut de zona aia. Vreau să iau tot pe care să văd ce să fac cu altceva, dar bine, nu am ce altceva să fac. Doar cu bombe, pentru că, na, come on. Ok, dar n-a fost un damage aparent. Poate am șpata. Nu, 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 nu! Oh, holy. Ah, ok. Hai să nu mărim. Ce ziceți? Ok, și am mai găsit încă un de ăsta. Am găsit, uitați, deci uitați-vă și pe puțin, am găsit unul aici, unul aici, unul aici, și încă unul aici, și încă unul aici, și dacă mai caut, cred că mai găsesc încă unul de la. Sunt foarte multe locuri astea de shinige, dar și, sunt și foarte bune. Fiind pe o hartă medium, era cam logic să găsim multe de astea, dar bine, nu chiar așa de multe, totuși, da. Hai să mergem pe aici. Ok, life crystal. Bun, life crystal, sunt bune. Hai să mergem până la el acum, repede. Și bam, 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 caloșul de ăsta. Bam, și avem 280, facem 300, băi. Facem 300 azi. Hai să mai facem 300. Deci așa. Ok, am un chest, ok, hai să vedem ce găsim în chest prima oară. Bun. Perfect, chiar asta vreau să... No. Ca să vă explic ce face chestia asta, e foarte OP pentru noi acum, pentru că noi, dacă avem chestia asta,
loc de, nu știu, hai să punem în loc de chestia asta, nu avem nevoie de ea. Grease Mover Spin, dar nu avem nevoie de ea, momentan. Stai să mă și eu acolo. Bun, de fapt, hai să vedem ce să scoatem. Hai să scoatem ăsta, nu prea avem nevoie de la aia, zic. Teleportation. Bun, și da, cam atam. Luăm ăsta frumos aici. Și bă, cum mai ceva pe acolo, nu o să băgăm. Hai să nu știu Tyrone, ca să vă explic ce chestia asta, potcoava asta. Efectiv nu o să mai luăm niciodată fall damage, uite. Negates fall damage, sau nu știu cum se traduc eu, că na, nu sunt cine ce bun la engleză. Așa că da, da, practic asta sunt, bă, nu mai se fall damage, așa că, adică, gen, damage în caz de la înălțime, dacă cred că știți ce înseamnă fall damage, nu e problema. Bun, așa că hai să continuăm noi pe aici. Bun. Punem torțe pe aici și hai să mergem în partea dreaptă. Deci am mers în partea stânga, găsim un chest. Nu este o inimă. Partea dreaptă, doar ce găsim. Hai să vedem. Opa, 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 mai am torțe. Deci eu înapoi, poate am ratat ceva. Ah, ba, nu, ok, ok, facem, ok. Ok, mi-am dat seama de la groapă și hai să vedem. Poate găsim ceva bun pe aici, o casă, ceva. Nu ar prinde bine, dar având mai... Ok. Vedeți? N-am o torță, cam am, n-am o torță. Apare numai am torță. Facem torțe. Bun, vedeți sabia asta aici? Nimic nu o să împice, pentru că trebuia să fie cu ăsta așa, cu culoare, cu roșu, cu dar. Dar am găsit foarte mult gold și e chiar bun goldul. Chiar că hai să ne rămâi în spate. Bun, am mai găsit încă o peșteră, dar nu ne ce o să explorăm, o să continuăm în jos noi. Ok, deci am dat de lavă. Ok, nu va fi chiar așa mare problemă pentru că avem avem bombițe și nu doar de chestia asta punem să spargem asta. Nu putem, oh lol. Atunci o să ne bazăm puțin pe bombițe. Să vedem. Ok, și să vedem acum, deci bam, 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 hâț. Aolii, băieți, voi vedeți câte o să sparge. Ok, avem traveling merchant, hai să vă ce e traveling merchant. Bam, bam. Bun, traveling merchant este omul acesta, care ne aduce ce-o bună, așa că hai să facem un screenshot cu el. Bun, hai să facem un screenshot. Așa, cu așa. Și dăm, dai foto. Bun. Hai să vedem ce are el. Paint, o să, okay, să avem nevoie de chestia asta. Hai să luăm, deci o să luăm chestia asta pentru că asta display how fast, adică cât de rapid mișcăm. O să ținem aici asta, avem nevoie de ea. Apoi luăm un sabiu, o să avem nevoie de el și cum mai e, ne-a cheltuit banii. Momentan nu avem nevoie de chestia asta chiar, dar o să mai nevoie. Luăm și radar, o să ținem în inventar, pentru că ne arată ce chestii importante. Și hai să punem asta aici pentru accesorii, să facem unde un quick stack aici. Bun, și hai să mergem înapoi jos la la bombardament. Hai să nu și niște bombițe. Tu. Shop. Hai să luăm dinamite. Dacă știu că o să mă rupă la bani. Exact. Și am văzut toate, mă rup la bani, nu mai am bani. Avem 10 rubi, oare mai avem mai mult rubi pe aici? Da. Hai să-i facem un ăsta de rubi. Deci merge frumos aici și grappling hook. Bun. Rubi hook. Îl schimbăm așa frumos. Asta hai să-l vindem. Așa. A, și încă ceva, băieți. Cu 5 stele de astea, Falling Star, ne facem o stea albastră. Și cu stea asta albastră, așa, o punem și ne crește mana, vedeți, în dreapta acolo? Bun, noi avem, noi acum trebuie să avem 100, dar fiindcă avem chestia asta plus 20 mana, ne mai dăm încă 20. Bun, acum, hai să vedem, deci hai să facem sticky în primul rând. Minutul fire block, nu mai avem nevoie de chestia asta așa rapid, până aici. Și hai să facem sticky bomb. Deci sticky, 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 facem sticky de-astea și facem sticky de-astea. Oh, nu mai avem
Ok, hai să o punem să strâng. Deci apar, efectiv nu mai avem slime-uri. Gen, nu mai avem gel. Dar, hai să facem cumva chestia asta să avem. Ok, hai să luăm, nu avem platinum așa, să luăm gold. Să luăm ruby, avem la noi ruby. Și să facem o coroană, da? Bun. Și o să vreau să facem acum, nu chestia asta, chestia asta. Ok, se pune că el. Și hai să batem câțiva slime. Acum să facem rost de slime. Bun, băie, și mai exact avem nevoie de 20 de slime. Așa dacă filmează. Dacă am intrat în cel greșit. Da, filmează. Avem 10 minute. Avem nevoie de 20 de slime, așa că hai să mărim niște slime-uri și să facem rost de 20 de slime. Pentru a bate încă un boss, băieți. Astăzi vreau să batem un boss. Pentru că... Come on, suntem destul de stacați, zic eu. Așa că... cred că putem să batem un boss. Știu că va fi un boss foarte, 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 foarte ușor. Pentru că, practic, boss-ul ăsta care îl bate acum trebuie să batem prima oară. Doar că s-a nimerit să găsim un suspicious looking guy, așa că am putut ochii prima oară. Așa că hai să vedem noi să... Da, cum aș putea să-mi iau damage ca să activez chestia asta? Un slime, hai să-mi iau damage prima oară de la el. Ok, mi-am luat damage. Și acum hai să căutăm mai mult slime-uri să facem rost de 20 de slime. Ca să vă dați seama, băieți, cât de bun e ăsta. Uitați-vă cât de departe se duce. Poate nu vă dați seama, dar e destul de mare față de cel dinainte. Și dinainte avea o chestie că gen se agăsa de copaci. Dar, sincer, când faci chestia asta și la e atât de mare, atât de mare cucu, nu prea îți mai trebuie. Așa că da. Bun, ca să fac rost de slime, am zis hai să mergem în jungle. Pentru că știu că în jungle se fac multe slime-uri de jungle și am avut de toate. Cred că a fost cea mai bună alegere care am putut să fac. Dacă stăteam în zona normală, nu reușeam să fac, vă zic eu. Și am nevoie de 20, așa că mai trebuie să-mi bagă. Holy! Voi vedeți ce e aici. 5 pirana. Ok. Hai să-l arătăm cine șeful. Ok, au văzut cine șeful. Asta este... Da, mă, ta, incredibil. Ok, tu ești pe un băiat tu. Bun, așa că hai să mergem să facem ala. Bun, băieți, ca să faceți King Slime, aveți de voie să faceți sau un totem de ăsta, 20 de gel și o Golden Crown, ca să facem cu change, bine, nu știu cât gold mai exact, dar cu gold și cu un ruby. Și uitați aici și o să vedea slime crown și da, summon king slime. Așa că hai să-i dăm și hai să mergem acasă. Sincer, nu vreau să mă pregătesc cu poțiuni, vreau să mă pregătesc cu un singur lucru, adică cu grenade. Pentru că cam cu astea o să-l bat eu. Așa și hai să punem totuși o poțiune acolo de iron skin. Și shine pentru video. Bun. Hai să punem la loc. Bun, hai să dăm și un quick sack așa. Și hai să îl batem. Deci ne punem poziții 1 și cam alt. Ok. Ok, în față. King slime-ul. Oh, come on. Să batem destul de ușor, nu cred că am o problemă cu el. Că sare peste bombele mele. Ce enervant. Ok, o să se ferea să se bagă în casă. Și o să fac iar acești lucru se... Bun, caută-l. Come on, le merg și eu. Bun.
come on, de ce nu-l nimer? Aia zic, bun băiți. Ați menționat, ne-ați casca de ninja, ok. E cool. Niște copper, blue slime, hai să spun aici. Asta. Chestia asta care n-a fost niciodată și... ok, that's nice. Dă damage. Faci ceva? Bă, cred că face nica. Bun, extract minute, răspund și pe ăsta aici. Și hai să facem sticky bomb să mergem jos. Aparent tot ne-a ajuns. Da, da, e ok. Oricum, ar trebui să ajungă, să mai ajungem jos de tot, așa că... hai să le dăm de acum. Oricum, ele o să cadă. Aici, hai să vedem. Da, prea să ceva să pun găcit. Asta-i lava. Dacă începe aia, luăm damage, chiar morim. Nu, nu vrem să facem chestia asta, nu vrem să morim. Iar. Come on, o să doresc ceva. Bun, da, acum începe cu astea mai grele, mai grele așa. Ce să le pun destul de bine. Da, deci vedeți diferența, da? Trebuie ca astea nu sunt sticky. Da. Ce să am cu șor-șor, dar... ce să arunci șor-șor, că n-ai cum să arunci șor-șor. Bun, mă punem încă una aici și mai văd încă o zonă de rail. Ok, hai să mergem. Hai să mergem să vedem. Am murit. Am murit de la lavă. Oh, come on. În stânga nu-i nimic, așa că, da. Dar în dreapta nu ne-am dus, așa că hai să mergem în dreapta. Incredibil, tot railul ăsta e făcut în lavă. Mamă. Cum nu mi-am dat seama? Aparent aici era o inimă sub lavă. Și obicei la am 300 HP. Ok, mai avem doar 100. Și o să fie tank. Și am mai găsit încă un raid. Încă unul. Come on. Și ziceți că eu sunt nebuna. Și îmi zic că e prea puțin. Asta când zic e prea multe. Bă, că aia se mergea pe când am găsit nici aaa, am găsit foarte multă pază, dar n-avem nevoie. Deci, da. Ok, fără nici o glumă. Aici este raid. Aici este raid. Și aici este raid. Ok. Am înțeles. Ok, aparent am dat vreo... 4, 5, ceva de genul. TNT-uri în chestul ăsta care e... Oh, come on! Și uite cum cădem noi degeaba. Uitați ce voi, cădei... a treia oară când cădem așa random. Asta este. Uitați câte săbi e după mine. Ok. Ok. Bun. Magic Mirror. Pentru asta am murit-o. Pentru Magic Mirror. Wow. Ok, hai să vedem ce facă pe aici. Mai știu cum asta. Bun, bam, 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 și hai să vedem, bun, deci continuăm de aici, bam, hai să ne apucăm bine,
Așa. Ok, în sfârșit am ajuns în iad, băieți. Vedeți cum se scurge lapa. Lapa, cred că am zis lapa. Ok, nevermind. Se scurge lava și s-a schimbat background-ul. Asta înseamnă că am ajuns într-un băiam nou care se numește iad. Ok. Și la fix, să știți, la fix. Hai că la fix. Uite cum a spus aici. Ok. Hai să vedem. Păi, ușor, bun. Eu vreau, în primul rând, vreau ăsta. Arată bine, e de comand. Dar multe, multe chestii de folositor la mine, așa că, da. Bun. Nu, ok. Să ținem minte că avem doar double jump. Asta înseamnă că eu am murit acum. Oh, come on! Știi ce, băieți? Hai să mai mergem acolo. Eu cred că a șaptea oară că mor. Da, și cred că cam asta am rămas în YouTube de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să strângem nu știu câte like-uri doriți voi. Să uitați să vă abonați în cazul că am făcut deja și hai să recuperăm ce am făcut azi. Deci, efectiv, am bătut King Climb-ul și ne-am dus în iat. Deci, de tot. Așa că eu zic că a făcut cea foarte, foarte tare, nu? Da. Cum am zis mai devreme, apăsați butonul de like, abonați-vă, comentarii acolo dacă vreți să mă întrebați ceva. Eu am fost Andrei Albait, v-am lăsat. Pa, pa!